Doresc să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din tot ce s-a mai întâmplat săptămâna trecută, un eveniment care mi-a atras atenția, un moment de rugăciune care este binevenit oricând, oriunde, undeva în Coloseum, o premieră mondială, liderii religioși ai planetei reuniți într-o rugăciune pentru pace în Coloseum, Roma. Sigur că egida acestui eveniment s-a numit Strigătul Păcii, de aceea și titlul pe care eu l-am atașat acestui mesaj în această seară este Coloseum, Strigătul Păcii. 25 octombrie 2022, după cum a fost anunțat din nou evenimentul coordonat de Roma, Papa Francisc are această intenție bună de a se ruga pentru pace în comunitatea Sfântului Egidiu. Participă numeroși reprezentanți ai religiei sau a religiilor de peste toate continentele, precum și lideri politici din mai multe țări. Este practic o repetiție sau un rehearsal la tot ce s-a întâmplat în Kazakhstan și urmează un alt pas, o altă etapă de dorință de unificare, dorință de bine undeva în Egipt. Papa a spus că se roagă pentru pacea din Ucraina și pacea din întreaga lume. Foarte frumos, numai că pacea este darul lui Dumnezeu și nu este produsul diplomatic al cuiva. Drumul către iad este pavat cu bune intenții, spunea cineva. În realitate, pentru mine, aceste acțiuni sunt o utopie, sunt un paradox, pentru că, din câte știu, în Evul Mediu, papalitatea era într-adevăr motorul sau comandorul pentru inițierea tuturor războaielor împotriva ereticilor, împotriva țărilor, împotriva regilor care nu se supuneau dorințelor și, mă rog, politicii la zi a Vaticanului. Spre exemplu, din toate decretele pe care le cunosc și le am ca evidențe în care papii au fost implicați în declanșări de războaie și declarații de războaie, poruncind cu vehemență regilor să apere statutul pontifical, am luat doar una, dar sunt mai multe. Poate că o să creăm un studiu special pentru chestia asta, pentru cei care doresc să cunoască mai mult, dar în această seară vreau să vorbesc doar pe un papă, Papa Urban al II-lea, în noiembrie 1095, la Conciliul de la Clermont, în fața marilor cavaleri francezi, spre încheierea subiectului dumnealui, făcea o declarație: porniți în această călătorie și veți obține iertarea păcatelor voastre și veți fi siguri de gloria împărăției cerurilor. Deci, a patra cruciadă, dacă nu mă înșel, lumea stătea înmărmurită, sigur că glasul Papei era perceput ca fiind glasul lui Dumnezeu în Evul Mediu, într-o lume în care Biblia era aproape exterminată prin persecuție, decrete și ardere și așa mai departe. Gloata, în mod foarte democratic, a strigat la unison: Deus volt, așa vrea Dumnezeu, sau facă-se voia Domnului, sau dacă asta e voința lui Dumnezeu, vom face ce ai spus. Am un text introductiv din Scriptură care e practic un duș rece, zic eu, un text foarte interesant din A doua Împărați, capitolul 9, versetul 22. E vorba de un revoluționar în Israel, se numea Jehu, și Ioram, când îl vede pe Jehu, zice: pace, Jehu, adică vedea că galopează înspre cetate, ca un nebun, spune undeva. Și Ioram îl întreabă pe Jehu: pace, Jehu? Iar Jehu răspunde: ce pace câtă vreme dăinuiesc curviile mamei tale Izabela și mulțimea vrăjitoriilor ei. Deci atâta vreme cât noi avem o Izabelă care conduce lumea și care în profeție nu este altceva decât femeia care călărește pe o fiară în stacojiu, nu? Și atâta vreme cât există o mulțime a vrăjitoriilor ei, nu va fi pace. În primul rând, pacea este condiționată, așa cum spuneam și în alte dăți, pacea de care vorbește papalitatea aici se va stabili numai după ce poporul lui Dumnezeu va fi adus la tăcere. Adunarea oamenilor de la Coloseum, chiar în locul acela, este un semn că peste puțină vreme va începe ceva ce noi numim persecuție. Și această persecuție va fi produsă în numele păcii, în numele tranquilității, în numele liniștii care trebuie să se stabilească numai după ce
epurarea celor câțiva oameni de pe pământ care sunt împotriva sistemului vor dispărea. O confirmare a acestei idei se poate găsi în cartea The Case of This Blood a lui Malachi Martin, care la pagina 286 declara următoarele. În ciuda diferențelor, spre exemplu, între bisericile creștină Adventă, Biserica lui Dumnezeu după credința abrahamică, adventiștii de ziua șaptea, care sunt toate unite împotriva Romei, considerând-o ca fiind curva îmbrăcată în roșu, sau am pus eu în paranteză stacojiu, de la Mediterană. Luând în considerare perspectivele lor separatiste și de separare în lume, într-un cuvânt, aceste grupări, în cea mai elegantă exprimare, nu sunt cei mai buni aliați. Dar aceasta este motiv bun ca aceștia să fie puși de către Papa Ioan Paul al II-lea în centrul atenției. Deci, observați dumneavoastră, pacea se poate stabili numai prin epurarea, exterminarea, uciderea de gen Noaptea Sfântului Bartolomeu a tuturor celor care pun la îndoială autoritatea papalității sau cel puțin pun o întrebare sau declară că Biblia este autoritatea supremă deasupra oricărui prelat, cardinal, patriarh și așa mai departe. Deci, întâlnirea de la Coloseum este o întruchipare a păcii obținute cu prețul sacrificiului puținor creștini rămași pe pământ. Este în folosul unei națiuni să moară un singur om, spunea Caiafa. Nu este în folosul împăratului să-i lase să trăiască, spunea Haman, regelui Ahasverus. Și, bineînțeles, că exemplele pot continua. Coloseum și strigătul păcii mă duce cu gândul la o declarație din Deuteronom, capitolul 29, versetul 19, unde Dumnezeu ne reamintește că pacea este un dar, este un atribut dumnezeiesc și nu este rodul diplomației umane, nu. Haideți să citim acest text. Nimeni, spune Dumnezeu, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui. Adică să nu-și facă gânduri deșerte și să zică, voi avea pace, chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete. Deuteronom, capitolul 29, versetul 19. Dragii mei prieteni, Dumnezeu ne spune clar, nu poți avea pace dacă umbli după pornirile inimii tale. Eu nu pot avea pace dacă umblu după pornirile inimii mele. Conștiința mă împedepsește. Nu mă erigez într-un sfânt. Sunt un păcătos, poate cel mai mare păcătos dintre toți oamenii de pe pământ și când fac o greșeală sau un păcat, conștiința mă mustră și îmi dau seama că până nu mă duc în fața lui Dumnezeu și plâng cu lacrimi și cu strigăte către El pentru iertare, conștiința mea nu primește acea pace. Deci nu vorbim numai de ansamblu general al bisericilor, societăților, țărilor, națiunilor, culturilor, lumii întregi. Pacea este un atribut al lui Dumnezeu care se dă în mod condițional. Vorbesc ca indivizi, noi ca oameni, noi ca familii. Avem nevoie de pace, dar pacea nu va fi obținută în contextul în care noi pornim după sau urmăm după pornirile inimii noastre și ne ducem cu încumetarea atât de departe să zicem și chiar dacă aș adăuga beția la sete, totuși voi avea pace. Prieteni, dacă te duci în istorie, avem râuri, fluvii de tratate de pace confirmate de istorie, care s-au destrăbat la scurt timp după semnarea lor, ca niște funii de nisip. Nu cred că există un loc mai nepotrivit pentru rugăciune, pentru pace, decât Coloseum. Cuvântul Domnului ne spune în Cronici 22, 8 la 9, următoarele cuvinte. David, săracul, dorea și el să construiască o casă pentru Dumnezeu, ceea ce era un lucru nobil. Însă Tatăl Ceresc îl înștiințează prin profetul Natan următoarele. Tu ai vărsat mult sânge și ai făcut mari războaie, de aceea nu vei zidi o casă numelui meu, căci ai vărsat înaintea mea mult sânge pe pământ. Deci, dragii mei prieteni, dacă există vreun loc pe metru pătrat mai imbibat cu sângele martirilor, mai imbibat cu sânge de oameni vinovați și nevinovați, este Coloseumul. Nu există un pământ mai abominabil, un loc mai desacralizat decât Coloseumul. Pentru sute de ani, mii și mii de oameni au murit acolo. Iar Coloseumul
Așa, după cuvântul lui Dumnezeu, n-ar trebui să fie locul unde să se înalțe rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Iată, spune continuă Domnul, iată că ți se va naște un fiu care va fi un om al odihnei, adică un om al războiului, un om al păcii, da? Și care îi voi da odihnă, îi voi da pace, izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmașilor lui din jur împrejur, căci numele lui va fi Shalom sau Solomon, cum zicem noi în română, pace. Și voi aduce peste Israel pacea și liniștea în timpul vieții lui. Pacea nu este opera oamenilor, prieteni. Pacea este adusă de Dumnezeu, este un produs ceresc. Nu pot să nu observ că oricum am dau religia Vechiului Testament și continuarea sau extensia ei în veacurile de după Hristos, au fost foarte mulți prieteni, însă au avut foarte mult de a face cu vărsarea de sânge și războiul în numele religiei. Coloseumul era locul unde vedea cezarul ca să se simtă Dumnezeu. Acolo, la Coloseum, prieteni, viața oamenilor a târnat de un capăt de ață. Omul cu sabie sau fără sabie, învingătorul sau învinsul, bărbat sau femeie, erau la cheremul toanelui celui mai intitulat, celui mai înălțat individ care se numea Sol Invictus, Soarele Biruitor, care nu era altcineva decât Imperatorul sau Cezarul, reîncarnarea zeului Soare. Acolo, gloata înfierbântată hotăra trăirea spasmelor ultimului gladiator de pe ordinea de zi. Coloseumul era locul de adopție a ceea ce noi astăzi numim democrație. Pasată de la greci, venea de mai departe, acolo lumea divorța de propria conștiință și în iureșul infernal, care poate fi comparat cu ceea ce auzim astăzi doar pe stadioane, dacă vreți, acolo la Coloseu mulțimea vota. La moarte cu el sau la viață cu el. Dar pe lângă gladiatori și fiare, Coloseumul era și un fel de tribunal care adesea aplica sentințe împotriva dușmanilor Romei. Prieteni, cine putea fi cel mai mare dușman al Romei în contextul în care vecinătățile tremurau de frica unei invazii romane? Cine avea îndrăzneala să fie dușman al Romei? Cine era dușmanul Imperiului Roman care bântuia prin casele și castelele celor bogați și celor săraci? Cine era cuvântul sau care era cuvântul care bântuia fără să fie văzut peste tot, în toate discuțiile și conversațiile cetățenilor romani de atunci? Un singur cuvânt, care era un nume, Isus. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era acel cuvânt care făcea Roma să tremure. La pronunțarea acestui cuvânt, romanii tremurau de furie, prieteni. Numele acesta era un fel de gândire nepământeană care se răspândea tot mai mult în societatea Imperiului de Fier. Deci, fizic, Isus nu era prezent. Oamenii îi simțeau totuși puterea prezenței și filozofia sau stilul de gândire al Domnului Hristos care îi caracteriza pe oamenii simpli sau oamenii de la Palatul Cezarului, peste tot era simțită în toate colțurile Imperiului. Isus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, pietatea, pioșenia creștinilor sau urmașilor Domnului Hristos erau un model sau un sample pentru oamenii păgâni din zona aceea. Mulți au vrut să extermine secta cea urâtă a creștinătății, dar se pare că au fost repede înlocuiți cu alți cezari care la rândul lor au capitulat și ei, fără să aducă la îndeplinire mandatul sau dezideratul predecesorilor lor, și anume anihilarea, asanarea, exterminarea creștinismului. De la decrete de exterminare dintre cele mai crude, prieteni, până la oferirea lor în arenele romane, ca momeală pentru animale, lei, acești neafeniți creștini erau pentru Imperiu subiectul exacrării universale. Nu ar trebui să uităm momentul în care Nero dă foc la jumătate de Roma, ca mai apoi să pună vina pe creștini. Asta era motivul. N-aveau motivație ca să înceapă o persecuție împotriva creștinilor. Și așa cum a fost complotată noaptea Sfântului Bartolomeu ca să omori într-o noapte crema intelectualității europene, mă rog, în special franceze, tot așa trebuia inițiată o rațiune, un motiv pentru care creștinii trebuiau să fie persecutați. Mai târziu s-a prins lumea
de pompierul care se dăduse drept salvatorul lumii, pompierul incendiar, nu? Care dăduse foc la Roma. Acum toată lumea vorbește, nu este cunoscut scenariul, nu-i așa? Toată istoria, sau cei care citesc în istorie, realizează că pompierul incendiar, el dă foc la Roma și el stinge incendiul. În cazul lui Nero, de frica gloatei din Roma, că se aflase până la urmă, iniția o societate filantropică de gel Bill Gates, care dădea pâine la săraci, nu? Pentru a umaniza imaginea lui publică. Nero trebuia să aibă și el un pic de față umană, s-a dat și drept actor, nu? Și finalmente, sub amenințări, creștinii au fost scoși în afara protecției legilor romane, ca mai târziu, devenind, bineînțeles, obiectul exacrării, repudierii universale, nu mai vorbim și de faptul că la sosirea la Roma a lui Pavel pentru judecata finală, în timp ce evenimentul era încă fierbinte în discuție pe străzile Romei, s-a insinuat că Pavel ar fi fost mintea care a elaborat distrugerea Romei prin foc. Vă dați seama ce intrigă și ce neadevăr se arunca asupra creștinilor, care în nicio circunstanță n-ar fi făcut asta, pentru că era împotriva religiilor, împotriva conștiinței lor, ei nu erau împotriva violenței, agresivității și morții. Am o declarație foarte interesantă pentru cei care iubesc cărțile de genul acesta, o declarație istorică: la Roma a fost pus într-o temniță mohorâtă Pavel. La sosirea lui la Roma, acuzat că a instigat una dintre cele mai groaznice crime împotriva orașului și a națiunii, a fost sau a devenit obiectul unei exacrări universale. Cezarul era teama poporului, dar Hristos era teama cezarului. Cezarul tremura la gândul că Hristos ar putea fi realitatea pentru care atâția creștini mergeau la moarte cu o față senină și pace în sufletul lor, care era de natură cerească, de natură divină, și nu se putea, prieteni, cumpăra sau vinde, așa cum credem noi. Privind pe furiși când mergeau la eșafod sau în arene sau dați la animale sau pregătiți să fie arși pe rug, cezarul se întreba: de unde au acești creștini această tărie morală în fața morții? Dacă aș avea soldați în armata mea care să aibă integritatea unui creștin, Imperiul nu ar cunoaște înfrângerea niciodată. O spuneau în propria conștiință declarații care le făceau față de alții mai devreme sau mai târziu. Știți, cezarul nu înțelegea Evanghelia darurilor. Curajul, solemnitatea, statornicia în fața morții erau daruri pe care le oferea Domnul Hristos exact în momentul în care creștinii aveau nevoie de ele. El, Iisus, era la dreapta lor. Nici unul dintre cei care au mers în arenă sau pe rug n-au mers singuri, ci au mers cu Domnul Hristos. Apostolul Pavel confirma aceasta atunci când împărtășea experiența lui de a fi dus în fața monstrului cu chip uman numit Nero. A doua Timotei, capitolul 4, versetul 16 la 18, spune Pavel: la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru că propovăduria să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile, și am fost izbăvit din gura leului. Ce spunea el în versetul 17? Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Iată confirmarea faptului că niciun creștin care mergea în arenele romane, în Coloseumul despre care vorbim, nu era lăsat singur, abandonat de Domnul Hristos. Pentru moartea fiecărui creștin, pentru ultima rugăciune a fiecărui cetățean care își vărsa sângele în Coloseum, Iisus stătea în picioare ca martor care spunea: Tată, încă unul pentru mântuirea noastră, pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta nu înțelegea lumea de atunci și asta nu înțelege lumea de astăzi. Creștinii nu stau în fața furtunii fără un scut de protecție. Ei nu sunt super oameni, dar ei devin invincibili prin faptul că au ca scut de protecție pe Domnul Iisus Hristos. Oricine îl mărturisește din suflet și din inimă pe Domnul Hristos este acolo pentru el sau pentru ea, ca să-l apere, să-l întărească, să-l încurajeze. Pentru omul separat de Dumnezeu, moartea este fatalul.
Dar pentru creștin, moartea este un somn. Plăcut este somnul sau moartea celor iubiți de el, spune bara inspirată. O clipă de odihnă. Asta este moartea pentru cel care moare în păcat cu Dumnezeu. Este doar un moment. Ca mai apoi să se trezească la momentul învierii, la strigătul unui arhanghel, la glasul de trâmbiță a lui Dumnezeu, prieteni. Democrația l-a pus pe Domnul Isus pe cruce, prieteni. Democrația a ales greșit și gloata în mod democratic striga în necunoștință de cauză: răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Deci democrația te lăsa să alegi între un om bun și un om rău, acum 2000 de ani. E, de atunci până astăzi, valorile democratice s-au cam alterat, pentru că astăzi avem de ales între un lup îmbrăcat în haine de oaie și un alt lup îmbrăcat în haine de oaie. Știți, aici democrația și dreptatea veneau în conflict. Când a fost vorba de alegerea, pe cine să alegem, în mod democratic, poporul a renunțat la dreptate. Avea să fie un conflict istoric, prieteni. Democrația și dreptatea sau justiția, democrația și legea lui Dumnezeu aveau interese diferite în acele momente și oamenii trebuiau să voteze moral pe baza evidențelor sau să ignore realitatea și să voteze după sentimente sau după ce spuneau ei. Ben Shapiro, un foarte bun analist în Statele Unite, are o carte scrisă și o recomand tineretului, în special cei care doresc să aibă o gândire selectă: Facts don't care about your feelings, adică evidențele sau dovezile nu țin cont de ce simți tu sau de sentimentele sau de emoțiile tale. Facts don't care about feelings. Evidențele, dovezile, realitatea nu țin cont de ce simți tu. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au îndupleca noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Aici mă opresc un pic. Pe de o parte, preoții manipulau mințile oamenilor din punct de vedere emoțional, nu? Vezi, carisma în religie are putere. Trebuie să vorbești cu pasiune, cu dorință și e bine că trebuie să fie așa, doar nu poți să fii un copac uscat care să transmiți viața altora. Iar de cealaltă parte erau bătrânii poporului, consilieri politici. Ăștia manipulau mințile oamenilor din punct de vedere intelectual. Deci dacă preoții manipulau mințile oamenilor din punct de vedere emoțional, bătrânii poporului manipulau mințile oamenilor din punct de vedere intelectual. Noi numim asta manipulare, ei numeau asta educație sau șlefuirea minții gloatelor. Însă atunci când interesele bisericii au coincis cu interesele statului, cel puțin în Israel, dreptatea, justiția, legea a fost abandonată, sacrificată de dragul acelor interese, prieteni. Observați, mașina de vot s-a pus în mișcare. Oamenii care votau nu mai gândeau, ei nu mai controlau propria lor minte, ei deveniseră un teritoriu ocupat de puterile întunericului. Logica umană nu mai funcționa, prieteni. Ca unul singur, într-un glas, ei au răspuns foarte democratic: răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l pe Iisus. Dregătorul a mai apelat odată la bunul simț, la decență și la logica oamenilor care votau. Dar ce rău a făcut? I-a întrebat Pilat. Ei au început să strige și mai tare să fie răstignit. Observați, lipsa de argumente îi face pe oameni isterici. Pilat a încercat să apeleze la factorul educațional, la factorul logic, la factorul rațional. Oameni buni, aduceți niște dovezi. Ce rău a făcut? Și în loc de a răspunde, ei, prieteni, n-au făcut altceva decât au început să strige și mai tare. Observați, nu mai gândeau. Pilat a pus o întrebare de fond. Ce poruncă a călcat, nu? Ce lege a ignorat? Unde este culpabilitatea? În ceas de noapte, ăștia pregăteau crucificarea în mod democratic. În ceas de noapte, prieteni, vreau sentința. În ceas de noapte, depozitarii legii călcau în picioare propria lor lege. Dreptatea și justiția erau aruncate la gunoi, dragii mei. Noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară. Bine, bine, legea prehoților era singura care
de ieșire din impas. Legea, care lege? Pentru că legea n-a putut să-l dovedească pe Iisus fiind vinovat. La întrebarea ce rău a făcut, adică arătați evidențele incriminatorii care să aducă la răstignirea lui Iisus Hristos, s-a putut observa că oamenii erau într-o formă de transă, prieteni. Nu mai gândeau. Pur și simplu. Logica nu mai funcționa. Pilat tot încerca să apese pe butonul decenței, întrebându-i, dar ce rău a făcut? Care este acel rău care îl condamnă la moarte? Vedeți, răul este o expresie care nu avea definiție pentru acești indivizi, nu era în dicționarul lor. Răul trebuia determinat de legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Democrația a pus pe cruce pe Domnul Hristos. Oamenii au votat, da, în mod democratic, majoritatea a ales la moarte cu Iisus Hristos. Asta este un principiu fundamental al democrației, majoritatea. Au ales în mod democratic, au fost majoritate, dar au ales în mod imoral. Votul majorității este sau poate fi considerat un vot democratic, dar nu și unul moral, prieteni. Ce făcea Iisus să fie perceput așa de periculos pentru Roma sau pentru romani, cât și pentru evrei? Care era problema cu Domnul Hristos? Avea o filozofie care răsturna întregul sistem sau întreaga structură organizatorică la nivel mondial. Iisus avea o teză care dărâma conceptul globalizării și a dictaturii absolute. Dar eu vă spun, spunea Mântuitorul, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Prieteni, asta era teza, asta era pericolul, era nobilitatea, era principiul exprimat de Domnul Hristos în câteva propoziții, un principiu de altfel care funcționează pe deplin în ceruri la ora actuală, atunci, acum și pentru veșnicie. E, acest principiu care răstoarnă piramida și pune piramida cu baza în sus și cu vârful în jos, arată că cel ce vrea să fie cel mai mare trebuie să fie slujitorul tuturor. Asta era teza care dădea peste cap tot Babilonul de atunci și Babilonul de astăzi. Asta era o travă, asta era teama, era o filozofie, era un principiu, era un stil de viață pe care Domnul Hristos îl promova, de care ei erau îngroziți. Pentru că pierdeau puterea, influența și nu mai jucau rolul de dumnezeiași sau, mă rog, de acei guru care impresionează lumea cu sfințenia lor. Aceasta a fost conduita creștinilor. Aceasta credeau, pentru aceasta mureau creștinii și pentru aceasta Hristos era un pericol universal pentru ei. Aveau o învățătură care nu era de pe pământ. Aducea cu sine sau venea de undeva sau importa un principiu al unei alte lumi, unei patrii despre care Pavel spune că am văzut-o și i-am urat de bine de departe. În Coloseu, un prieten, Marcelius sau Marcelo, era un, am citit și multe nume din astea interesante, gladiator. Domnule, cu mușchi de oțel, avea o inimă sensibilă, recent fusese topită și atinsă de dragostea Domnului Hristos. Când l-au adus din nou în arenele romane, cezarul s-a aștepta, nu, ca acest Cornelius să lupte la fel ca și înainte. Îl cunoșteau ca luptător cu virtuți, i-au adus un animal să se lupte cu el și s-a luptat, a învins tigru, leu, ce-o fi fost. Ca mai apoi, după ce au murit animalul, i-au adus un alt gladiator după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Marcellus a pus sabia jos și s-a uitat în ochii cezarului, ascuns undeva în tribune. Împărate, cu animalele mă pot lupta, dar cu oamenii nu, pentru că am devenit creștin. Știți, această declarație a făcut să vuiască întregul Coloseu, ca la stadion. Wow! Un luptător de o așa tenacitate devine necombatant, devine non-violent, împărtășește principiul cerului, filozofia cerului. Sigur că istoria multora ca el a fost o istorie care s-a încheiat trist, refuzând să lupte. Au fost ei omorâți de alți gladiatori care nu împărtășeau convingerile creștine. Dar putem să vedem, prin astfel de experiențe care nu sunt unice, că puterea filozofiei sau gândirii de viață, importarea principiului ceresc, iubește-ți dușmanii, roagă-te pentru cei ce te prigonesc și așa mai departe, este un principiu extrem de periculos pentru autoritatea sau totalitarismul
celor care conduc lumea astăzi. Creștinul și învățăturile lui Hristos nu erau compatibile cu arta vărsării de sânge, războiul. De aceea eu cred că Coloseumul este cel mai nepotrivit loc pentru a te ruga pentru pacea lumii. Statul roman era prea fragil ca să se mai împotrivească Izabelei, noua regină a Evului Mediu. Ahab, un fustangiu demoralizat, pierduse total controlul asupra Imperiului, așa că Izabela umplea creștinismul cu tot felul de bâlbâieli babilonice, dacă vreți, un borhot care nu era nici vin, nici must, până când biserica din victimă a devenit agent persecutor. Asta s-a întâmplat în istorie și este un proces atât de gradual, echivalent cu broasca care a fost aruncată în apa, care a început să se încălzească gradual, a fost fiartă fără ca să simtă că îi vine sfârșitul. În timpul, așa cum spuneam, primei cruciade, că ne reîntoarcem la inițiate de această Izabelă, prin Papa Urban al doilea, în noiembrie 1095, la Conciliul de la Clermont, spuneam, în fața marilor cavaleri francezi declarați prin încheiere, mergeți maziliți toți, omorâți pe toată lumea, porniți în această călătorie, în această cruciadă, și veți obține iertarea păcatelor voastre și veți fi siguri de gloria împărăției cerurilor. Există documente care arată că orice păcat l-ar fi comis, de la crimă, viol și așa mai departe, puteau să fie iertate de, mă rog, bulele sau decretele Izabelei care inițiau războaie. Pentru mine, revin din nou la ideea aceasta. Cum e posibil ca o instituție care a fost inițiatorul celor mai multe războaie și vărsări de sânge în Evul Mediu, actualmente să fie partizanul păcii și al, mă rog, vezi mă, Doamne, al echivalenței în lumea noastră? Știți, lumea Bizanțului, sau dacă vreți, ortodoxismul răsăritean, a condamnat poziția Romei pentru aproape 1000 de ani. Dar în momentul în care a izbucnit războiul între frați, adică între ucrainieni și ruși, că sunt frați până la urmă, se pare că șeful Bisericii Ortodoxe, în persoana Patriarhului Kiril, avea să abandoneze, prieten, poziția tradițională a ortodoxismului, pentru o versiune, bineînțeles, mai convenabilă circumstanțelor. Patriarhul Kiril se îndrăgostește de poziția filozofică a Papei Urban al doilea și ce credeți că spune? Spune exact ca ăla. Ce spunea ăla în 1095, s-apucă Chirilă să spună undeva în septembrie, 23-25, mai știu când, mergeți curajos înainte, spunea soldaților, mergeți curajoși să vă îndepliniți datoria militară și să nu uitați că dacă veți muri pentru țara voastră, veți fi cu Dumnezeu în împărăția sa, în glorie și în viață veșnică. Biserica crede că dacă cineva, împins de datorie și de nevoia de a-și onora jurământul, rămâne loial vocației sale și moare în îndeplinirea datoriei sale militare, atunci, fără îndoială, face o faptă egală cu sacrificiul. El se sacrifică pentru sine, pentru alții și, prin urmare, credem că acest sacrificiu îl spală de toate păcatele pe care el le-a comis. Acum, copiii ăștia, când m-am uitat și am văzut și eu câteva episoade din astea documentare foarte interesante cu privire la înrolarea soldaților, tinereilor ruși, pentru a merge să, mă rog, războiul ăsta, și mă uitam la niște fețe de copii, dragul meu. Deci, Patriarhul Kiril spune, voi vă sacrificați pe voi pentru o cauză bună pentru altcineva, pentru care cine? Ca să salvezi pielea unui dictator ca Putin? Doamne ajută! Adică, până la urmă, pentru cine se sacrifică copiii ăștia? Interesant faptul că în anul 969, după cuceria Alepului, nu? Împăratul Nicheforus al doilea, Pocas, i-a cerut Patriarhului de Constantinopol să-i recunoască drept martiri, adică sfinți, pe toți soldații bizantini care au murit luptând împotriva musulmanilor și prin aceasta să declare tuturor iertarea tuturor păcatelor, exact ca cei din vest, exact ca papalitatea. Sigur că Patriarhul Polietos și sinodul său au refuzat să facă acest lucru pentru că, spuneau ei, ar fi încălcat aproape 600 de ani de tradiție canonică care trata uciderea în război ca pe un păcat care necesita pocăința. Cum putem să declarăm martiri pe cei despre care Sfântul Vasile susține că au mâinile pătate de sânge? Prieteni, mă întorc la noi, la oile noastre, la casa noastră, la familia noastră mare și frumoasă, adventismul pe care cu toți îl iubim. Adventismul, știți, a fost testat și afectat de războiul civil din America, un război de care, care în principiu nu era al lor.
dar care avea să creeze multe frământări teologice în sânul gânditorilor, corifeilor bisericii și a pionierilor adventiști. În conflictul cu războiul se aflau cel puțin două porunci din teologia advent, cel puțin așa pretindem pe hârtie, nu? Care erau incompatibile cu arta războiului, respectarea poruncii a patra, sabatul, ziua de odihnă, și porunca a șasea, care spune evident să nu ucizi, porunci care nu sunt circumstanțiale sau temporare în natură. Legea lui Dumnezeu este eternă și ascultarea de cerințele ei este obligatorie acelora care vor să meargă într-o lume a cerului, care respectă această lege a lui Dumnezeu non-stop, tot timpul. Niciun om, spune Pana Inspirată, niciun om care a avut lumina adevărului, dar a continuat să calce poruncile, nu va intra în cetatea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu se află la temelia guvernării sale pe pământ și în ceruri. Dacă au călcat cu bună știință legea sa și au disprețuit-o pe pământ, aici, pe pământ, oamenii nu vor fi luați la ceruri pentru a face același lucru acolo. La venirea lui Hristos nu va avea loc, prieteni, nicio schimbare a caracterului. Wow! Deci, în realitate, dacă dau un cap aici, omor aici, vreau să omor și acolo. Dacă mint aici, voi minți și acolo. Avem nevoie de ajustarea caracterului nostru numai prin harul și prin puterea Domnului Hristos. Să-i spunem Domnului Hristos: Doamne, ia-mi inima că eu nu pot să ți-o dau. Sunt prea rău ca să ți-o dau. Dar vino Tu, ia-mi mintea, ia-mi inima, schimbă-mă Tu, fă-mă Tu mai bun. Dacă Tu poți să faci ceva cu un monstru ca mine, te rog, fă-mă. Fă o schimbare, mi-e scârbă de mine, nu mai am încredere în cămașa pe care o port, nu pot să cred lacrimile pe care le vărs. Doamne, mi-e lehamită de mine, mă urăsc pe mine, te rog, vino și schimbă-mă după chipul și asemănarea ta. Și sunt convins că Dumnezeu poate produce astfel de miracole în viața noastră. Prieteni, războiul bate la ușă și tinerii noștri în curând vor fi vânați să moară pentru o patrie care a fost furată deja. A fost furată prin decrete de noapte pentru un pământ și o cauză care nu este adventistă în natură. Copiii mei, copiii dumneavoastră, copiii noștri, poate și noi, vom fi provocați să participăm la o cauză, într-o luptă, într-un război care nu are nimic adventist în sine, prieteni. Și vreau să vin cu dovezi pe tema asta. Vreau să vin cu dovezi. Ăsta nu este războiul lui Dumnezeu, ce se întâmplă acum în lume, în Ucraina, Rusia, peste tot. Nu. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celui ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Asta este cauza adventistă. Tot ce trece dincolo de aceasta, tot ce trece dincolo de acest stă scris, este alien sau străin cauzei sau mesajului advent, care promovează o patrie mai nouă care nu-i de aici, o împărăție care nu-i de pe pământul ăsta și o lume mai bună la care noi aspirăm, sperăm, ne rugăm și luptăm pentru. Dragii mei prieteni, ăsta este mesajul Advent. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastăm, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Cum putem să iubim pe dușmani în timp ce noi îi omorâm? Iată ce spune inspirația. Suntem obligați să refuzăm orice participare la acte de război și vărsare de sânge. Este un raport al sesiunii, a treia sesiune anuale a Conferinței Generale Adventismului de ziua șaptea, stipulată în Reformation Herald în mai 23, 1865. Pe vremea aia, așa se gândea. Era în mijlocul turmoilului, în mijlocul războiului civil. Suntem obligați să refuzăm orice participare la acte de război și vărsare de sânge, prieteni. Așa gândea adventismul atunci și sper că așa mai gândește și astăzi, prin harul lui Dumnezeu. Mi s-a arătat, atenție, este o revelație, este o viziune care trebuie verificată cu Scriptura. Mi s-a arătat că poporul lui Dumnezeu, care este comoara lui specială, nu se poate implica în acest război de confuzie, deoarece este opus oricărui principiu, atenție, oricărui principiu. Adventismul are multe principii. E, războiul se opune oricărui principiu al credinței lor. În armată nu se pot supune adevărului și în același timp să se supune cerințelor ofițerilor lor. Deci adevărul
Principiile adevărului în armată sunt incompatibile cu ordinele sau cerințele ofițerilor. Atunci va avea loc o continuă violare a conștiinței. Oamenii lumești sunt guvernați de principii lumești. Ei nu pot aprecia altceva. Politica lumească și opinia publică cuprind principiul de acțiune care guvernează și conduce să practice forma corectă. Dar, spune, pare inspirată, poporul lui Dumnezeu nu poate fi guvernat de aceste motive. Cuvintele și poruncile lui Dumnezeu scrise în suflet și în inimă sunt spirit și viață și există putere în ele de a aduce în supunere și de a impune ascultarea. Cele 10 porunci ale lui Jehova sunt temelia tuturor legilor drepte și bune. Cei care iubesc poruncile lui Dumnezeu, atenție, se vor conforma oricărei legi bune a țării. Deci un adventist nu este un răzvrătit, nu este un rebel, nu este un om agresiv. Iubește legile statului, legile țării în care trăiește și se va supune tuturor legilor bune și drepte ale țării. Este datoria noastră. Dar, din nou dar, dacă cerințele conducătorilor sunt în conflict cu poruncile lui Dumnezeu, nu ăla, Putin, înrolează 300 de mii de tineri, ia de acasă cu japca, el îi înrolează și pune să omoare pe oameni care nu i-au văzut în viața lor. Asta este după voia lui Dumnezeu? Dar dacă cerințele lui Putin sunt în conflict cu poruncile lui Dumnezeu, singura întrebare care trebuie să ne o punem este să ascultăm de Dumnezeu sau de om. În același tipar este, putem aplica, dacă cerințele lui Zelenski sunt în conflict cu poruncile lui Dumnezeu, singura întrebare care trebuie să ne o punem este să ascultăm de Dumnezeu sau de Putin, să ascultăm de Dumnezeu sau de Zelenski, să ascultăm de Dumnezeu sau de Cezarul de la Roma. Testimonii mărturii pentru comunitate, volumul 1, pagina 361. O declarație extraordinară care face lumină și clarifică această noțiune de adventism care luptă pentru o patrie cerească și care se duce totul să omoare oameni care nu i-au fost în viața lor. Această confuzie, această ambiguitate este pentru mine clarificată de un om față de care am tot respectul, Nicolas Dima, face o declarație foarte interesantă. Rădăcina războiului este însăși natura noastră. Auzi, băi, frate, nu știu câtă Biblie cunoaște omul ăsta. În orice caz, el reușește să definească ceea ce eu n-am fost capabil în 33 de ani în lucrare să spun. Rădăcina războiului este însăși natura noastră. Băi, oameni buni, e nota 10 pentru declarația asta. Adică eu sunt un om războinic, tu ești un om războinic. Suntem în natura noastră căzută, păcătoasă, firească. Suntem gata să ne omorâm, să ne luptăm, să ne mușcăm, să ne canibalizăm unii pe alții. De ce? Spiritul războiului este în natura mea. Dar ce se întâmplă, prieteni? În momentul în care ne întâlnim cu Domnul Hristos, se întâmplă ce s-a întâmplat cu Marcellus, sau Marcelo, cum se era gladiatorul ăla. Inima i-a fost atinsă și natura umană, războinică, a lui Marcellus s-a schimbat. Mii și sute de mii și milioane de creștini care au soldații în Imperiul Roman, care au întâlnit pe Domnul Hristos în viața lor personală, care au gustat cuvintele lui care sunt spirit și viață, așa cum spunea Pana inspirată în Testimonii, volumul 1, pagina 361. Toți acești oameni au renunțat la firea pământească și au devenit oameni duhovnicești care au preferat mai degrabă să moară decât să fie omorâți. Dacă asta era alegerea, în ultimă instanță, oamenii creștini care îl urmau pe Domnul Hristos spuneau, dacă am două opțiuni, să-l omor pe cel din fața mea sau să mă las omorât, mai bine ridic brațele și spun în numele Domnului Hristos, accept să fiu omorât. În asta constă filozofia de viață a adventismului. Și omul acesta, Nicolas Diba, expert politic, spune rădăcina războiului este însuși natura noastră. Natura umană, spune mai departe dumnealui, nu s-a mai îmblânzit de-a lungul istoriei, dar nici nu s-a schimbat. Religia, atenție! Domnul Dima se întoarce înapoi. Religia în general și religia creștină, cu precădere sau în mod special, au temperat comportarea și violența la nivelul individului. De ce? Recunoaște el treaba asta? Păi da, Biblia nu bagă în cer oameni pe gloate, pe națiuni, nu? Așa cum fac patriarhii ăștia, toată gloata, nu? Constantin cel Mare a botezat toată armata lui de cruciați, zice toți militarii romani care trec în râul ăsta, toți sunt botezați în numele lui Hristos, gata, toată lumea mântuiți. Dumnezeu nu bagă în ceruri oamenii până neamuri, până culturi.
toată națiunea română va fi în cer, toată națiunea rusă va fi în cer, toți americanii vor fi în cer, toți chinezii vor fi în cer. Nu, para inspirată în Matei, capitolul 7, ne spune foarte clar că calea este atât de strântă încât intre unul câte unul. Mulți m-au întrebat cât de strântă e calea aia. Nu se intră, nici măcar doi deodată nu intră. Fiecare om intră pe cale. Mântuirea este un act personal, este un act individual. Nu se mântuiesc nici măcar familii, unul de dragul celuilalt. Nu. Și atunci acest domn expert politic, analist politic spune religia în general, religia creștină a produs sau a schimbat sau a afectat într-un mod destul de concret comportarea violentă la nivel individual, dar prea puțin la nivel statal. Și spun eu de ce? Pentru că, zic eu, opinia mea, pentru că biserica întotdeauna a compromis și a renunțat la principiile ei ca să existe. Asta e realitatea, fraților. Nicolae Dima, expert politic, definește 200 de ani de istorie adventistă într-o declarație de genul ăsta. Și mai o declarație și mai șocantă, tot el o face, în aceste zile, interesele statale și internaționale, cunoscute sau ascunse, se ciocnesc din nou în Ucraina. Interese ascunse, globalism, bani, control, mafie, trafic, noua ordine mondială, tot ce vreți, Babilonul în sine. Alea sunt interesele acum, acolo. Ce avem noi de a face? Mesajul nostru este binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, iubiți-vă vrăjmașii. Ăsta e mesajul Advent, îndreptățirea prin credință. Marea familie adventistă, indiferent de capitală, oriunde ne-am aflat în lume, va fi încercată din nou în aceeași chestiune a războiului. Vom repeta istoria? Vom face aceleași greșeli sau nu? Greșelile pe care le-au făcut predecesorii noștri? Sau vom spăla rușinea trecutului prin a lua o atitudine creștină de gen arenele romane? O întrebare la care nu știu să răspund, nu mă cunosc nici pe mine, mă rog, am fost și eu într-o formă de asta de disciplinare, pentru că am spus la 18 ani pe vremea lui Ceaușescu. Nu știu, nu mi se pare corect să fac instrucție militară în ziua sfântă a Domnului, am o conștiință peste care nu trec, dar pot să lucrez în orice altă zi, să suplinesc aceste zile și așa mai departe. E o experiență personală în care nu vreau să intru acum. Însă ceea ce este important este, prieteni, că noi trebuie să ne apropiem de Domnul Hristos în rugăciune și să strigăm, Doamne, dă-mi puterea pe care nu o am, fii la dreapta mea atunci când voi fi în gura leului. Coloseumul deschis din nou, urletele leilor care conduc lumea, se aud pe hol, se aud pe holul lumii. Din nou creștinii ca Marsilius vor spune, cu animalele mă pot lupta, dar nu pot omorâ oamenii, că sunt chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Eu cred, prieten, că acest conflict din Ucraina se va extinde și e foarte posibil să devină ceva global. Și dacă surorilor noastre le este testată credincioșia în problema modei, nu? Noi, bărbații, vom fi testați în ceea ce privește loialitatea față de legea lui Dumnezeu în condiții de criză și război. Fiecare vom avea testul nostru. Vara, știți, toți copacii sunt verzi, iarna numai brazii. Așa că în situații de criză, adevăratele caractere, că sunt mici sau mari, vor fi testate și abia atunci vom cunoaște ce suntem, cine suntem și pentru ce trăim. Spre final aș vrea să trag câteva concluzii. Discuții au mai fost, probabil, cu privire la cum putem servi lui Dumnezeu și pe Cezar în același timp. Uneori, după cum spunea chiar cuvântul lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de oameni sau de Dumnezeu. Știți, ambiguitatea poziției false face mult mai rău, mai mult rău decât bine. Găselnițile omenești, explicații fragile, nu pot înlocui credincioșia unui om care nu se clatină în adevăr. Povesteam pe vremuri, când eram și eu în circumstanțele astea, la 18 ani, cineva îmi spunea și bă, dacă vine războiul, chiar eram în ultimile luni înainte de a ne elibera și știu că Ceaușescu dăduse non grata ambasadorului Ungariei la București pentru nu știu ce inițieri sau instigări mă rog, era tensionată situația între România și Ungaria, chiar se dăduse alarma Ștefan cel Mare sau se aștepta să se dea alarma cei Ștefan cel Mare, care era o alarmă super, cred că vectorul numărul 2 înainte de primul vector de război total.
Și îmi puneam și eu întrebarea ca și om, ce să mă fac în război? Mă gândeam așa, Doamne, încercam să mă compromit pe mine de frică și să spun totuși, cum îl pot închipui eu pe Domnul Hristos călare pe un tank, trăgând cu mitraliera în oameni, omorându-i el, că eu sunt urmașul lui. Mi era imposibil această imagine, să-l văd pe Iisus călare pe un tank sau pe un tun, trăgând și omorând mii de oameni, care măcar nici nu i-a văzut în viața lui. Știți, nu puteam să reconciliez în mintea mea aceste lucruri. Discutam cu prieteni, oameni care, să văd care este opinia lor, de toate culorile religioase. Păi, mergem la război, dar tragem în sus, nu tragem în oameni. Nu știe nimeni. Dar această ambiguitate dă naștere la trei probleme. Deci am întâlnit oameni sinceri care nu doreau să calce legea lui Dumnezeu, dar le era frică sau nu aveau statut moral să iau o poziție împotriva cezarului. Și atunci oamenii plecau pe jumătate capul, nu ca aia trei tineri din Valea Dura. Și zicea, bă, și eu, dar trag cu mitraliera în sus. Ideea este că această atitudine produce trei probleme și aș vrea să le abordez, pentru că sunt convins că sunt acasă, toată lumea cunoaște, mi-a trecut și mie în cap treaba asta. Prima problemă, că merg la război și trag cu pușca în sus și nu-i omor pe oameni, că nu vreau, sunt adânit și nu vreau să cal porunca a șasea. Problema este de natură etică. Și anume, mințim pe Dumnezeu și mințim și autoritățile. Și când ăștia află, ne spune așa cum ne-a mai spus în istorie. Bă, voi sunteți, nu se poate avea încredere în voi, că voi minți și pe Dumnezeu și autoritățile. Biserica pierde credibilitatea. Și dacă pierdem credibilitatea ca instituție, ca mesaj, ca dorință fierbinte de a convinge lumea că Isus vine, atunci suntem casarea care și-a pierdut gustul și i-a aruncat afară. Au fost scripturi, nu mai e bună de nimic. În cazul de față vorbim aceeași limbă, adică ucrainienii și rușii folosesc Biblia în limba rusă. Ucrainienii nu au o Biblie în limba ucraineană la ora actuală, pentru că nu există o limbă ucraineană, există un dialect pe stânga, pe dreapta și așa mai departe. Dar, în genere, de câte ori am fost în Ucraina, am predicat, adică s-a tradus în limba rusă și mai toată lumea avea Biblie în limba rusă. Așa că limba rusă este extrem de cunoscută, este o limbă care aparține și ucrainienilor. Te trezești, încă o dată spun, că omori pe cine nu vrei și apea pe cine nu trebuie. Chiar e grav de tot. Parcă ai vrea să iei Sfânta Cină cu cel împușcat, dar ia-l de unde nu-i și spală picioarele. Știi că era și treaba aia cu, băi, lasă-mă că și poți să omori și cu vorba. E adevărat, poți să omori cu vorba, mergi și ceri iertare la el. Dar dacă l-ai băgat în mormânt, nu mai poți în viață să mergi la Sfânta Cină să-i speli picioarele. Este totuși o diferență. Limba este un foc care omoară oameni, de acord. Dar un rău mic nu permite sau nu justifică un rău mai mare. A treia circumstanță care conduce la ambiguitate, a treia problemă cu tras în sus, situația este aceea că lăsăm în urma noastră o impresie că, de fapt, noi credem că e ok să călcăm porunca a șasea și a patra. Prin prezența noastră la război, lăsăm o impresie. Adică să omorâm pe oameni pe care nici măcar nu-i cunoaștem, nu i-am văzut în viața noastră și totodată să călcăm porunca a patra cu privire la sabat. Că, dar în război, cine stă după tine? Spuneți-mi asta, cine stă după tine în război să păzești tu sabatul? Acolo în război mergi cu tăvălucul, când în realitate conștiința noastră ne spune că nu e ok. Cei din Valea Dura, ca să atragă atenția la cine și ce erau ei, și cine ce era Hristos, pe care îl propovăduiau, au preferat o stabilitate extraordinară, nu? Șadrac, Meșac și Abednego. Nu și-au permis să plece capul, dar au fost și majoritatea celorlalți din popor care au creat această găselniță, tragem în sus, doar un pic, capul plecat și sabia nu taie. Așa au făcut colegii lui Șadrac, Meșac și Abednego. De aceea, numărătoarea s-a oprit la trei. Păi cum, din 20 și ceva de milioane care suntem astăzi pe pământul ăsta, să se oprească numărătoarea numai la 3? 3 de ai noștri să treacă examenul? De ce spun asta, frații mei? Pentru că e mai bine să ne judecăm singuri decât să fim judecați de Dumnezeu.
Eram militar, păstram sabatul, prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu a deschis niște perspective deosebite și am avut șansa ca nebotezat să am bucuria să păstrez sabatul și să nu fiu angajat în chestiuni de război și de instruire cu arma, că finalmente ne-au dus la munci. Lucram câte 12-14 ore în râul mare retezat, făcea Ceaușescu un baraj de acumulare acolo și lucrai cu frânghia cu picamărul la bazalt, la rocamente. Mâncam coși de pâine și beam ceai, de alaltăieri se aducea tot ce era mort la abator, se aducea acolo, oamenii dădeau în dezinterie tot felul de boli, cei care consumau altfel de alimentație decât cea vegetariană. La noi era suferință, că slăbeai în kilograme, într-adevăr mâncam coși de pâine și beam ceai, dar totuși nu eram bolnavi. Așa că în circumstanțele acelea mi-aduc aminte că am mers și am vizitat o comunitate de jos din vale, 25 de kilometri de la râul Mare Reteza și un bătrân s-a apropiat de mine și cu lacrimi în ochi mi-a spus să nu faci greșeala pe care am făcut-o eu, Liviu, că am fost în război și m-au pus la o mitralieră și am tras cu mitraliera aia trebuia să țin frontul rușilor, eram cu nemții noi, ne luptam românii și nemții luptau împotriva rușilor și mi-au pus la o mitralieră, în mod normal trebuia să țin un front de cel puțin 1.000 de ruși care veneau pe jos cu o vodcă fiartă și ceva, o țigară în gură, flămânzi, amărâți oamenii, mureau ca muștele. Și ca să nu am pe conștiință moartea acelor oameni, am pus pușca și mitralierea și am tras în sus. Între timp, rușii au rupt flancul, unde eu se presupunea că trebuie să țin, să opresc frontul. S-a făcut o expertiză militară și așa mai departe. Și mi-a spus că au descoperit că am tras în sus. Prieteni, momente de genul acela sunt momente în care credinciosul crede că face bine lui Dumnezeu, dar în realitate produce o confuzie, o ambiguitate de idei. Deci, până la urmă, e bine să omori sau nu e bine să omori? Ce să zic? În contextul acesta am două declarații pe care aș vrea să le împărtășesc spre finalul subiectului nostru, declarații destul de frontale, care merg, cel puțin mă lovesc pe mine, eu, cel mai păcătos dintre toți, și cred că și dumneavoastră. Cei care pretind că sunt creștini și totuși nu lasă să se vadă în viața lor virtuțile caracterului din Hristos, adică iubește-ți vrăjmașii, roagă-te pentru cei ce te prigonesc, binecuvântează pe cei ce te blastămă, depun mărturie împotriva Mântuitorului. Ei, în felul acesta, îl dezonorează, aducând o cară împotriva numelui său. Și o altă declarație similară cu aceasta, revelația harului său în umanitate este dovada a puterii adevărului. Cei care mărturisesc că îl urmează pe Hristos și totuși nu evidențiază acest har în viața lor, trebuie să știe că mărturisirea lor de credință este o fraudă. Prieteni, poziția ambiguă în domeniul militar a creat confuzie cu privire la doctrinele sănătoase ale adventismului în genere. Actul de identitate sau, dacă vreți, CNP-ul, în română CNP-ul, fiecare CNP-ul fiecărui așteptător sau fiecărui adventist este, de fapt, declarația din Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. O rețetă completă care recomandă un caracter pentru cer. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința Domnului Hristos. Întrebarea este când? Oricând? Pe sezoane? Când e vreme bună? Sau tot timpul? Aceasta este o declarație mandatorie, o atitudine a așteptătorului întotdeauna ca principiu sau este o chestiune facultativă care poate fi trecută cu vederea atunci când cezarul devine Dumnezeu și calcă cu bocancul pe conștiința creștinului. Adică noi, cei care așteptăm pe Domnul Iisus Hristos, avem un magazin în care vindem cam de toate, nu? Oameni care caută marfă specială, o găsesc numai la magazinul Advent. Cei care au acest CNP, au acest act de identitate. Aici, nu? Este răbdarea sfinților. Oameni buni, am găsit răbdarea sfinților, adică aici, la ăștia care așteaptă pe Domnul și vor spune unii, parcă îi aud pe alții, spunând că dacă am căutat răbdarea sfinților pe la toate magazinele, dragă, n-am găsit chiar ce am vrut eu, am zis hai să mai încerc și aici,
unde spune Biblia, aici. La celelalte magazine era ceva marfă proaspătă, era un fel de răbdare, dar nu neapărat a sfinților. Era Made in China sau Made in China. Nu era un product original sau ceva de genul ăsta, nu? Cum spunem noi românii. De aceea am venit aici, la magazinul Advent. Aici se găsește răbdarea sfinților. Păi din aia vreau. Din aia vreau și eu să cumpăr răbdarea sfinților. Nu, Iisus nu îi spunea răbdarea sfinților, îi spunea aur curățit prin foc. Nu? Răbdarea sfinților este aur curățit prin foc. Avem trei elemente în Apocalipsa 14 cu 12, nu? Și avem trei elemente în Apocalipsa 3. Nu? Unde Domnul ne spune, te sfătuiesc să cumperi de la magazinul Adventus, magazinul creștin, aur curățit prin foc, haine albe și alifie. Cunoștința, înțelepciunea divină a Duhului Sfânt. Nu? Ei, aceste trei elemente corespund cu declarația din Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12. Aici găsești răbdarea sfinților. De ce? Pentru că ei au cumpărat de la Domnul Isus aurul curățit prin foc. Aurul curățit prin foc te duce. Aurul curățit prin foc este valoarea care generează actul răbdării sfinților. Ca mai apoi, nu, să fie vorba de, nu, păzești poruncile lui Dumnezeu. Apocalipsa 3 spune, te sfătuiesc ca să păzești poruncile lui Dumnezeu, să cumperi de la mine haina albă, caracterul Domnului Hristos. Nu putem păzi poruncile lui Dumnezeu, așa cum spune Apocalipsa 12, dacă nu suntem îmbrăcați în Domnul Hristos și ființa noastră nu este contopită de prezența iubitului nostru și scumpului nostru Mântuitor. Nu se poate. Și apoi mai avem a treia corespondență, alifie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Aici spune, aici e răbdarea sfinților, păzește și poruncile lui Dumnezeu, dar zice, au și credința lui Isus. Credința lui Isus. Și apoi, ca să poți să ai credința lui Isus, trebuie să ai alifia pentru ochi, pe care Domnul Hristos spune, te sfătuiesc să cumperi și alifie pentru ochi, Duhul Sfânt, ca să știi că dacă n-ai alifia pentru ochi, nu poți să înțelegi valorile, nu poți să înțelegi lucrurile profunde, spirituale, nu? Asta este cel mai interesant. Aur curățit prin foc, haine albe, atunci te duci la magazinul Advent, dacă vrei, nu? La evrei le-a furat chivotul cu poruncile, dar la magazinul Adventus încă mai găsești poruncile, nu? Apoi, ce să zic, te duci la magazinul acesta și înțelegi, dragul meu prieten, pretenția pe care noi, ca mesageri ai lui Dumnezeu, o avem. Zice, au credința lui Isus. Nu spune că au credință în Isus, că toată lumea are credință în Isus. Dar Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12, spune, au credința lui Isus. Păi care era credința lui Isus? Iubiți-vă vrăjmașii, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, ca să fiți fii și fiice ale Tatălui vostru din ceruri. Deci identitatea adventă este legată de acest principiu fundamental. Iubiți-vă vrăjmașii, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Asta era credința lui Isus. Pentru asta a fost pus pe cruce și considerat, vă rog, pana inspirată spune, Isus Iisus a fost crucificat și judecat pentru cea mai înaltă trădare împotriva Imperiului Roman. Imaginați-vă că frații ucrainieni sunt în situația de a lupta împotriva fraților lor de dincolo. Și în timp ce frații lor se luptă pe front să apere patria, iată că vine Iisus. Iisus Hristos pe norii cerului și ne cheamă acasă la patria cerească. Și mă gândesc că războiul trebuie să se oprească pentru un moment și națiunile să ofere permisiune celor care vor cu adevărat acasă la Tatăl lor ceresc. Și atunci, mă rog, generalii și toți cei în conflict, le dă permisiune nelimitată adventiștilor să se întâlnească cu Domnul Hristos în văzduh. Vă dăm permisie, toți adventiștii plecați de la război, de acum încolo veți merge cu Domnul Hristos și nu vă mai veți întoarce niciodată la noi. Credeți că acolo ne-a trimis pe Domnul pe noi ca așteptători ai Domnului Hristos? Asta este misiunea noastră. Vine Iisus și ne găsește în luptă cu rușii, cu ăia, cu chinezii, cu toată lumea grea grămadă. Asta este chemarea noastră, fraților. Să avem sau avem altceva de făcut. Dragii mei, cernerea are loc în poporul lui Dumnezeu și nu știm cât va mai dura
dar știm că va exista o separare dureroasă între cei care au fost sfinți prin adevăr și cei care au fost sfințiți prin adevăr. O declarație, un text din Spiritul Profetic care mi s-a părut interesant. Am văzut că biserica cu numele, nu? Și adventiștii cu numele, ca și Iuda, ne vor trăda catolicilor pentru a obține influența lor, pentru a veni împotriva adevărului. Sfinții vor fi atunci un popor obscur, puțin cunoscut de catolici, dar bisericile și adventiștii cu numele, care cunosc credința și obiceiurile noastre, pentru că ne-au urât din pricina sabatului și așa mai departe, îi vor trăda pe sfinți și îi vor raporta catolicilor ca fiind cei care nu țin cont de instituțiile poporului. Vine vremea trădării. Eu pot să fiu cu numele, eu, Liviu Tudoroiu, pot să fac parte din actul trădării, care va fi extrem de dureros. Dar, în orice caz, aceasta este o anticipare de cel puțin 150 de ani, e textul ăsta vechi, și anticipă astfel de trădări, astfel de cerneri în poporul, în Biserica lui Dumnezeu. Unii buni, unii răi, Dumnezeu ne știe pe toți. Am refuzat să comentez acest text la care am apelat și altă dată, considerând că e de la sine înțeles. Dar îl reamintesc pentru că va fi un moment foarte trist, foarte dureros pentru noi și pentru familia noastră frumoasă, adventă. Poporul lui Dumnezeu se va împărți în două. Cei cărora le-a părut rău că au fost adventiști și și-au irosit viața în adventism, și cea de-a doua tabără a celor care le-a părut bine că au fost binecuvântați cu privilegiul de a primi adevărul prezent advent. De cei care vor regreta că și-au irosit viața pe băncile bisericii, vor deveni trădători. Ceilalți vor deveni trădați. Cum se va întâmpla aceasta? Simplu, am un alt text clarificator care spune: pe măsură ce furtuna se apropie, o clasă numeroasă care și-a mărturisit credința în solia Îngerului al treilea, dar n-a fost sfințită prin ascultarea de adevăr, își abandonează poziția și se alătură opoziției. Unindu-se cu lumea, ei ajung să privească lucrurile aproape în aceeași lumină și aleg partea populară. Bărbați care s-au bucurat cândva de adevăr, își folosesc talentul și adresarea plăcută pentru a induce în eroare sufletele. Ei devin dușmani înveșunați ai foștilor frați. Prieteni, aceasta se a întâmplat în toate generațiile și aceasta se va întâmpla din nou, o cernere în poporul lui Dumnezeu în timpul prezent. Nu e vremea să arătăm cu degetul, nu e vremea să ne scuzăm unii pe alții, să ne acuzăm unii pe alții, e vremea să cădem unii pe grumazul celuilalt, să ne rugăm unii pentru ceilalți, pentru a împlini voința lui Dumnezeu exprimată de Domnul Hristos în rugăciunea Ioan 17. Dragi mei, frați, toți suntem o apă și un pământ. E timpul să ne plecăm în rugăciune și să petrecem ceva vreme împreună pentru a ne împăca cu Dumnezeu și ne împăca unii cu alții și pentru a fi gata de a primi marele dar ceresc, uleiul din candela dumnezeiască. E rugăciunea mea fierbinte ca în această seară să înțelegem că pacea, Coloseumul, spectacolul global nu impresionează pe nimeni. Dincolo de toate aceste elemente, dincolo aceste demonstrații de forță, există un popor care se pregătește pentru revenirea scumpului și bunului nostru Mântuitor Iisus Hristos. Vă mulțumesc pentru că ați fost pe calea undelor și, sincer, îmi cer iertare dacă cumva ați perceput aceasta ca un, apropo, sub nicio formă, sunt cel mai ingrat, cel mai mizerabil păcătos care are nevoie de mântuire. Dacă Pavel, căruia nu sunt vrednic să-i leg încălțămintea de la picioare, spunea că eu, Iisus, a venit să mântuiască pe toți cei din lumea aceasta, dintre care cel mai mare păcătos, eu ca o stârpitură, nu? Mi s-a arătat și mie. Așa că nu există niciun loc de mândrie, de flatare. Suntem cu toți o apă și un pământ. Bunul Tată Ceresc să ne ajute să ne iertăm unii pe alții, să ne împăcăm cu Dumnezeu nostru și să unim toiagul lui Iosif așa cum vrea el și așa cum profetiza de fapt pentru o mare lucrare de strigare, oameni sinceri, consacrați și devotați vor merge cu un zel sfânt și vor predica cuvântul lui Dumnezeu fără frică și teamă, pentru că barierele fricii vor fi date la o parte. În numele lui Iisus sper și cred că textul din capitolul cei din tâi evangheliști din Hristos Lumina Lumii este cât se poate de aplicabil pentru zilele de astăzi. Ucenicii nu erau dotați cu curajul de martir
până când n-a fost nevoie de darul acesta, spune pana inspirată. Deci, iată, vine vremea când ni se va oferi mai mult dacă noi vom merge prin credință și vom călca, vom păși în apă. Iordanul se va opri, Marea Roșie se va împărți, iar noi vom primi acea putere promisă, acea înțelepciune aleasă, acea viață și suflare de viață din Ezechiel, capitolul 37, unde Duhul lui Dumnezeu va uni os cu os și va face din Valea Oaselor o armată de oameni care va predica cuvântul lui Dumnezeu și va răsturna lumea cu sus în jos și va reveni, scurta revenirea Domnului Hristos și a ne întâlni pe norii cerului cu Domnul nostru Isus. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze, fie ca El să fie mântuirea, scutul și pavăza noastră, în numele lui Isus. Amin.